Cizmulița și-a căpătat porecla în mijlocul soldaților de Perin, unde și-a petrecut copilăria. Despotismul său a generat două conspirații în anii 39 și 40, ambele înnăbușite în sânge. A treia oară, pretorienii conduși de Cassius, Cherea și Annius Vincianus au reușit să-l asasineze, numele său fiind supus unei damnatio memorie. Al treilea dintre cei cinci buni împărați romani era originar din peninsula iberică, precum Traian. Cuceritorul Daciei l-a înfiat pe tânărul Hadrian și l-a numit moștenitor al său. Sub conducerea sa, Prusia a devenit una dintre puterile Europei. A anexat teritorii bogate în resurse în urma unor războaie care l-au făcut mai apoi pe Thomas Mann să-l numească monstru. Contemporanii l-au numit cel mare pentru reformele economice, juridice și sociale făcute. Lozinca lui era: sunt primul supus statului meu. L-a creat pe Figaro în literatură, însă celebritatea mândurura le-a dat-o Mozart. Țăranul român, care a dorit să vadă cu ochii săi columna traiană, parcurgând pe jos distanța până la Roma, s-a înrolat și voluntar în războiul de independență. Șmecheria românilor de a alege un singur domn și la Iași și la București a pus Europa în fața faptului împlinit. Moldovenii l-au dat pe Cuza, muntenii au dat capitala. Spre deosebire de fotbal, golf sau cricket, rugby-ul este singurul dintre sporturile inventate în Anglia care și-a găsit inventatorul. Scriitorul român născut pe tărâmuri albaneze a introdus și la noi, după modelul spaniol al lui Federico García Lorca, teatrul poetic. Și-a căpătat renumele după personajul unei piese adaptate de Tudor Mușatescu și Sica Alexandrescu. A contat probabil că farsa Birlic avea ca loc de desfășurare Fălticeniul. Numai una, să te-o spui, al șaptelea caz de traducere în vremea războiului. A preferat ca temă pentru tablourile sale omul. Nuduri de femeie, portrete ale prietenilor sau ale unor necunoscuți. Regizoarea născută la Chișinău a lucrat la sute de spectacole la teatrele din Iași, Cluj, Botoșani, Pitești și București. Ne-l amintim pe îndrăgitul actor timișorean din filme precum La patru pași de infinit, Pe aici nu se trece sau Orgolii, dar și de pe scenele teatrelor în care a jucat. Prima soție a regizorului Roman Polanski a sfârșit tragic, asasinată în propria casă de membrii unui cult sângeros condus de Charles Manson. Îndrăgita interpretă, al cărei repertoriu numără 500 de cântece, a apărut alături de nume mari ale muzicii în diverse programe: Gilbert Beco, Gloria Gaynor, Jennifer Rush sau Albano. Prim-ministru al Regatului Unit între 1940 și 1945, apoi între 1951 și 1955, a acceptat ca politica să-i eclipseze activitatea literară pe tărâmul memorialistic în special. Oricum, a primit Nobelul pentru literatură în 1953. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.